Sărbătoarea intrării triunfale este o mare sărbătoare a bisericii. Palm Sunday is a great celebration in Christianity. Atunci când sărbătorim intrarea triunfală a Domnului Isus Hristos în Ierusalim, Sărbătorim un moment special în activitatea misionară a Mântuitorului aici pe Pământ. Este o lucrare pe care Domnul Iisus Hristos trebuia să o facă înainte de cruce și înainte de înviere. Și aș vrea în dimineața aceasta să analizăm această sărbătoare prin trei prisme sau din trei puncte de vedere pe care cuvântul lui Dumnezeu le arată și le dezvoltă nu numai în textele din Noul Testament, din Evanghelie, ci și din Vechiul Testament, din cuvintele profetice. În primul rând, sărbătoarea intrării triumfale este o sărbătoare publică. Palm Sunday is a public celebration. În cadrul acestei sărbători, Domnul Isus Hristos își proclamă identitatea, se dezvăluie pe sine. He's proclaiming his identity as Messiah. Oamenii au întrebat de multe ori, tu ești, cine ești? Chiar Domnul Iisus Hristos a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt? Ei, Ilie, Ioan, unul dintre proroci, dar voi cine ziceți că sunt? Și prin revelație divină, Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Însă, Domnul Iisus Hristos trebuia să-și prezinte public identitatea. Vă aduc aminte că atunci când a fost ispitit în pustie, diavolul i-a spus, vrei să spui cine ești? Vrei să vadă oamenii cine ești? Aruncă-te de pe strașina templului, Dumnezeu va face o minune, nu te vei propădi, în sfârșit, tot poporul va recunoaște că tu ești Dumnezeu, că ești Fiul lui Dumnezeu, că ești Mesia. La intrarea triunfală, Domnul Iisus Hristos, în sfârșit, se declară, se proclamă Mesia. He is proclaiming his identity. Da, este împărat, da, este Dumnezeu, Da, este unsul, este Mesia. Not only is proclaiming his identity, he's professing his quality. Humble and kind. Când Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, El își arată caracterul. Veți, în spatele unei haine regale se pot ascunde multe lucruri. Cezarii au purtat haine regale. Irod a purtat haină regală. Câți împărați cuceritori le-au intrat, n au făcut parade triumfale în urma cuceririlor lor. Și în spatele acelei haine scump, Haină-mi părătească. Stătea cruzime, răutate, ură. Când a intrat Domnul Isus Hristos în Ierusalim, a intrat blând și smerit. Călare pe un magar, pe mânzul unei măgărițe. A intrat un alt fel de împărat. A intrat un împărat al inimilor, interesat să ia poveri, să ia suferințe, să ia asupra lui păcatele. Acest împărat N-a venit să le facă oamenilor mai multe necazuri și mai multe greutăți. Să știți că marea majoritate a împăraților, cei mai mari împărați, acolo unde s-au dus, s-au dus cu lacrimi, s-au dus cu durere, s-au dus cu sabie și s-au dus cu moarte. Domnul Isus spunea, atunci când a început să plângă, Ierusalime. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Sărbătoarea intrării triumfale este o sărbătoare publică. L-ați văzut pe Domnul Isus Hristos de multe ori, retras de sub privirile publice pentru că nu era vremea, pentru că nu era ceasul. Au vrut odată să-l facă împărat. Și a dispărut, s-a ascuns din ochii lor. Era un ceas hotărât. Când să spună cine este, vă aduc aminte că și Pilat a fost interesat să știe acuzația principală pe care ți-o aduc oamenii este că ești împărat what they are accusing you You are Domnul Iisus Hristos eu a da, sunt împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. De fapt, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, a declarat că dacă chiar voia să fie un împărat, ca toți împărații avea toată puterea, toată autoritatea și oportunitatea de a se face împărat. Ăsta era momentul când tot poporul l-ar fi primit, l-ar fi acceptat. S-ar fi încolonat în spatele lui. Pentru că îi hrănise cu pâine. Pentru că le vindecase bolnavi pentru că le înviase morții. Învierea lui Lazar era destul de recentă să-și aducă aminte de ea. Spune Biblia, într-un alt pasaj din Evanghelie, că noroadele au venit să-l aclame, să-l aplaude pentru toate minunile pe care le-a făcut. Probabil că în ziua aceea, în mulțimea care l-a înconjurat, erau știop care umblau. Ori care vedeau Surți care auzeau și morți care erau în viață. Cât și câți pe care i-a atins, nu mai vorbesc de cei care au fost hrăniți cu miile. Palm Sunday is a public celebration in which our Lord Jesus is proclaiming his identity and professing His quality. As a matter of fact, this is the king we really need. They were awaiting a king with a sword, a king with a plan, with some strategy to throw the Romans out and to establish the kingdom of Israel as the foremost kingdom in the world. They could have done that as a matter of fact he could have raised the king from among the people of israel and do that he raised many heroes in their history and kings to do that but this king came for a purpose that no other king in the history of kings could have fulfilled it În al doilea rând, sărbătoarea intrării triumfale nu este doar o sărbătoare publică, este o sărbătoare profetică. Palm Sunday is not only a public celebration, but a prophetic celebration. Are de-a face cu împlinirea Scripturii. It has to do with the fulfillment of the Scriptures. Metoda favorită pe care Dumnezeu o folosește ca să demonstreze că Isus este Mesia, este împlinirea profețiilor. Și minunile. Nimic de zis. Dar ca să aduni autor pe parcursul a mii de ani care să-l vestească cu lux de amănunte, să descrie chiar sărbătoarea intrării triunfale și Hristos să împlinească toate detaliile biblice cu privire la această sărbătoare. Așa ceva putea să facă doar Dumnezeu cu atributul a tot științei și preștiinței sale. De fapt aș vrea să subliniez un lucru foarte important. Dumnezeu nu folosește atributele sale la maximum lor potențial în har. Dacă nu și-ar limita atributele, harul ar fi imposibil. Un atribut divin este preștiința, a tot știința lui Dumnezeu. A foreknowledge of God. All knowing. That's an attribute of God. and yet we see him in history surprised, disappointed, curious, goes to see if whatever he heard is true. you see him amazed at somebody faith, somebody's faith, disappointed by somebody's lack of faith. it doesn't sound like an all-knowing god with pre-knowledge. It's not because he doesn't have that attribute, but he didn't make it part of his grace. That's why we have this plague, theological plague, which we call uh, predestination, which is high road robbery, trying to steal some information from the mind of God, which is not made available to us. In grace. God works with us limiting, and it's his prerogative limiting his attribute of foreknowledge and total knowledge. That's why we see him with human like qualities and limitations. Not because he's not God, but the way he works within our realm is through prophecy. He tells about things that are yet to happen and he gives details. So even if he's limiting his attributes for a while, even in his punishment and judgment, do you know what would happen if he would hit us with his full force we would all disappear that's to limit his power do you know how he could communicate with us if he would not speak in our gibberish it would be impossible for him our utmost philosophical Composition of phrases. For him, that's baby talk. Not even that. So he has to limit himself at our level so we can understand him. So we would not be obliterated. And so, in this Palm Sunday, their prophecies fulfilled. Prophecies applied, but then prophecies anticipated. Vedeți, atunci când Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, El nu numai că împlinește profețiile trecutului în ființa sa, în lucrarea pe care o face, dar El anticipează. De exemplu, citim Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Fiul lui David, instaurat ca rege. Este o profeție biblică. S-a împlinit profeția biblică în ziua intrării triumfale? Da, dar numai ca declarație, nu ca și fapt istoric. He did not become the king of Israel. He became the king of the world as far as salvation of the souls is concerned. So, blessed is he who comes in the name of the Lord, was heard at Palm Sunday 2,000 years ago, but is yet to be fulfilled he is not yet the king of israel but he will be there will be a time when he comes and he will be recognized by his people by the remnant who will be saved and then in the millennial kingdom he will become the king of the greatest kingdom israel is going to be the greatest people on earth the mount of Zion is going to be the tallest mountain, and people from everywhere will come to Jerusalem to worship. This is where all the prophecies given to Abraham will be fulfilled. Israel had never been the largest nation in the world, they could not be compared with the sand next to the oceans or uh, the stars in the sky. A lot of nations were more numerous and populous than Israel. But in the kingdom of God, in the millennial kingdom, all these prophecies will be fulfilled. And this prophecy is anticipated at Palm Sunday. There are prophecies applied and fulfilled, and prophecies anticipated. Drajime. Sărbătoarea aceasta profetică ne vorbește despre domnia de o mie de ani. Atunci se vor împlini toate profețiile cu privire la Isus rege. Regalitatea Domnului Isus Hristos este mai întâi prin dumnezeirea Lui, pentru că e Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, că e Dumnezeu și că Dumnezeu e deasupra oricărei orânduiri. Dar ascultați, Domnul Isus Hristos, este rege și prin sângele lui regal, fiind fiul lui David. Și el trebuie să ia tronul lui de drept în stăpânire. De aia a venit ca să ocupe tronul lui David. Nu l-a ocupat atunci. Dar îl va ocupa. Când va veni, îl va lega pe diavolul își va instaura stăpânirea împreună cu biserica în Ierusalim și împreună cu Israelul, vorbeam nu de mult, și cei 144 de mii care sunt baza genetică pentru repopularea Israelului și pentru înmulțirea Israelului, ca popor lui Dumnezeu, pur din punct de vedere genetic, toate cele 12 seminții reînviate, so Palm Sunday is a public celebration proclaiming his identity professing his quality is a prophetic celebration applying prophecies and anticipating prophecies to be fulfilled and thirdly It is a personal celebration. Este o sărbătoare personală. Sărbătoarea intrării triumfale nu este doar despre Domnul Isus Hristos. Nu este doar despre mulțimile care l-au înconjurat. Ce s-a spus și ce s-a făcut în ziua aceea. Nu este doar despre martori oculari de acum 2000 de ani. Sărbătoarea intrării triumfale e despre tine. Despre tine. Are de face cu tine. It is about you. And when we read the scriptures, it talks about many people. The disciples, the Pharisees, the children, the multitudes. Jesus, the donkey. I mean, Pastor Adi agreed with me because he even personalized the donkey. It, I mean, if the donkey is about you and me, then how much more the whole celebration is about us? So, in what way? accepting him as your savior. Acceptându-l ca mântuitor. Este Isus mântuitorul sufletului tău. L-ai primit ca mântuitor, ești sigur că ești mântuit. Vedeți, putem să recunoaștem că Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele întregii omeniri, Putem să recunoaștem că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul, este Profetul, este Împăratul și toate aceste calități. Cum se aplică acestea în viața ta, în sufletul tău? Și aici nu este suficientă o declarație. Trebuie să existe o realitate în lăuntrul tău. Proba cea mai înaltă a mântuirii tale este nașterea ta din nou. The ultimate proof of your salvation is your regeneration. Your new birth. There can be no salvation without achieving new birth. Pentru că a fi salvați, a fi mântuiți înseamnă că Hristos a iertat păcatele noastre le-a purtat pe cruce și ne-a schimbat viața. Nu l-au primit ei acum 2000 de ani în Ierusalim? N-au strigat ei Osana? Care erau lucrurile care le dădeau pacea? Which were those things that would bring them peace, accepting him as a savior. And they had absolutely no problem with the concept of being saved when it came to healing their sickness, feeding them in the wilderness, raising their dead, and giving them freedom. The good question Brother Ashcroft asked was what happened? During that week between Hosanna and Crucify Him, it was their rejection of a Savior who wanted to change them. They wanted all the good changes in their lives, in their condition, but they didn't want to change their lives. And you see when Jesus comes into your life, he wants to give you a new identity, to give you a new lifestyle, to give you a new life and a new birth. <sighs> Acceptă-l salvator, dar asta se sa să-ți predeai viața și să să o schimbe din temeli. Sărbătoarea aceasta personală înseamnă să-L accepti ca mântuitor și să-L aștepți ca suveran, ca rege. It is not only accepting Him as your Savior, but awaiting Him as your King. Și această așteptare demonstrează cât de mult te-a schimbat și cât de mult îl aștepți, ca rege? Ce fel de oameni? Pentru că toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o portare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Când cerurile se vor topi de căldură, tot universul va fi făcut gem, praf. Pulbere în fața stăpânirii lui. Așteptându-l carege înseamnă o stare de veghere spirituală și în același timp de proclamarea mântuirii lui între oameni. Știți de ce sunt convins că o mare parte din creștinii de azi și Biserica de azi nu îl așteaptă pe Domnul Isus Hristos? De fapt, sunt două semne. Respingerea plinătății Duhului Sfânt, crearea unei teologii care respinge plinătatea Duhului Sfânt în viețile credincioșilor. Am să explic de ce. Și, de asemenea, rezistența, opoziția pe care o avem față de proiectele de extindere ale împărăției lui Dumnezeu. Și nu numai contribuim pentru alte misiuni care o fac. Noi înșine, fiind parte activă din al pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. We cannot prove we are awaiting Him as our King. First of all, if we don't sanctify ourselves, so that when He comes, His people were ready to receive Him. A state of holiness. So we need to be prepared. And then evangelizing the world. If we resist sanctification and evangelization, this is a proof we do not await for Christ as our King. El <laughs> in și vine într-o lume evangelizată. Împărăția aceasta va fi propovăduită până la marginile pământului ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dragii mei, sărbătoarea aceasta nu poate fi personală decât în măsura în care El este Mântuitorul nostru care ne-a iertat și care ne-a transformat și care ne-a dat o nouă identitate și un nou stil de viață. Este o mântuire probată, dovedită, nu numai proclamată. Știți că mântuirea are trei dimensiuni. Și am spus lucrul ăsta și îl repet. Primirea mântuirii, păstrarea mântuirii și perpetuarea mântuirii. Primirea mântuirii este foarte simplă, cât un pocne de deget. Prin credința din inimă și mărturisirea cu gura, veți fi mântuiți. Deci dacă crezi în inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și îl mărturisești cu gura ta, vei fi mântuit. Asta e primirea mântuirii, să nu le confundăm între ele. Păstrarea mântuirii înseamnă umplere cu Duhul Sfânt Înseamnă sfințire, înseamnă maturizare, înseamnă apăși în toate segmentele dezvoltării noastre, să fim în grafic cu toate lucrurile care trebuie să petreacă în viața unui credincios. Lucruri despre care Biblia spune însoțesc mântuirea. La asta trebuie să vegem toată viața. Asta e lupta noastră. Asta e războiul nostru pentru sufletele noastre. Ei, odată ce ne-am păstrat mântuirea, după cum primirea mântuirii este un instantaneu, nașterea din nou, petrecută prin Duhul Sfânt care lucrează în ființele noastre, perpetuarea mântuirii este o clipeală din ochi. Când morții vor învia, ne supuși putrezirii, iar cei ce vor fi în viață vor fi transformați într-o de slavă. Între aceste două instantanee, noi the Domnul there's the receiving of salvation there's the perpetuation of salvation into eternity this is when salvation is going to be fully achieved the day of resurrection and in between these two moments the new birth Receiving salvation and then resurrection, transformation and eternity. This is where the struggle is. And this is where we act upon our salvation. Aș vrea să mai spun un lucru și pe urmă pregătim o cântare. Uh, avem răsunea noastră cântare pe undeva, frate Daniel? Să nu treacă un, o sărbătoare de uh, intrare triumfală fără să cântăm răsunea noastră cântare. Dacă ați pregătit-o și pentru de putem să o cântăm și de seară. și surori, noi trăim foarte aproape de pragul final al istoriei. Gata sau nu, Domnul Isus Hristos va reveni. Și cu fiți atenți. Când a venit în urmă cu 2000 de ani, a dorit să fie primit. He wanted to be accepted and received, and he was not. A fost respins. Next time when he comes, he's not going to care who accepts him and who's not. He's taking over. Whether somebody likes it or not. El nu vine blând și smerit pe un măgăruș. El vine cu oștile, oștile cerești pe norii cerului. Pentru că orice genunchi se va pleca înaintea lui din cer, de pe pământ și de sub pământ. Astăzi îl poți primi de bunăvoie. Astăzi poți să-l accepti ca mântuitor, ca rege, ca împărat de bunăvoie. Va intra în viața ta și va așeza talpa împărăției sale, teritoriul împărăției sale, în sufletul tău, în casa ta, în viața ta. Când vine următoarea dată, vrei nu vrei, te pleci. Vrei nu vrei, îl accepti. Dorința mea pentru fiecare dintre noi este că în această dimineață, în mod voluntar să-L primim, n-aș vrea ca Domnul Iisus Hristos să plângă în dreptul unora dintre noi. Să știți că atunci când vine a doua oară nu mai plânge în dreptul nimănui. Acum două mii de ani a plâns pentru cetate. Plânsul mântuitorului a fost pentru că vorbeam de profeții anticipate, anticipat dărâmarea Ierusalimului, că nu va rămâne piatră pe piatră acolo. Acum vine încă, încă blând și smerit. Iată eu stau la ușă și bat. Doar un împărat blând și smerit. Stă la ușă și bate. Citiți să vedeți în cântarea cântărilor, când vine preiubitul și bagă mâna prin ușă, spunând, aș putea să o dau de perete, aș putea să o trântesc, dar este vremea iubirii reciproce. Am să intru doar dacă îmi deschizi. Asta face astăzi. Stă la ușa ta și bate. Vrea să intre. Ce voi intra la el, voi cina cu el și eu cu mine ce onoare, ce slavă vrea să aducă în inima ta, în viața ta, în sufletul tău. Dar într-o zi îl vor vedea chiar și cei ce l-au străpuns. Și spune Biblia că nu el va plânge, ci ei se vor boci. Mă rog nici unul dintre noi, să nu facem parte din bocetul acela universal, teribil. Când a plâns Mântuitorul, nu știu că l-au luat în serios, poate nici ucenicii. Citim de multe ori despre plânsul Mântuitorului și ne se, a, ni se pare că e o dovadă de slăbiciune din partea unui împărat să plângă. Vine ziua în care Iisus nu plânge. Dacă există o contradicție de termeni și totuși este o realitate în scriptură este mânia mielului. Vi l puteți închipui pe miel mânios. Astăzi ai parte de blândețea și de bunătatea lui. Mă rog să beneficiezi de ea, să-ți schimbi viața. Poate sunt păcate în viața ta, poate sunt căderea alunecări. Poate sunt lucruri prin care l-ai dezonorat și l-ai supărat pe Dumnezeu dacă le rezolvat, slavă Domnului, nu vorbim despre ele. Vorbeam de capacitatea lui Dumnezeu de a se limita, his capacity, uh, uh, self-limitation. Do you know that he can forget? Not only forgive, but forget. We cannot forget. Oh, yeah, we forget what we plan not to forget. And then we remember things that we wish we would Forget. God has the power to make himself forget. Can do that. Pentru toți care ați fost iertați să vă binecuvinteze Dumnezeu, să ne ajute să nu repetăm greșelile și lucrurile prin care l-am supărat. Dar dacă ai în viața ta un păcat, un lucru care te împiedică, în mod liber să strigi o sana. Aleluia! Dimineața asta este dimineața iertării tale. E dimineața când a venit împăratul tău blând și smerit în mijlocul tău să-ți ia poverile, să-ți șteargă păcatele și să te pună cu piciorul înapoi pe stânca mântuirii.